în emisiunea de azi urmează să vă fac un fel de destăinuire. Am să vă vorbesc despre unul din motivele care m-a stârnit pe mine să mă îndeletnicesc cu subiectul acesta, privind credința ortodoxă, dar nu aceea de pe piața de obște, ci credința ortodoxă cea adevărată. Și am să fac aceasta prezentându-vă un citat al lui Nicolae Steinhardt, preot ortodox și scriitor vestit, din lucrarea foarte cunoscută, Dăruind vei dobândi. Sfinția sa ne va ajuta să înțelegem că nu e deloc de glumă cu dreapta credință pe care mărturisim cu ura că o avem. Tot privind eu în jur și luând seama la felul cum stau lucrurile în mod practic pe teren, am ajuns la concluzia că cea mai bună treabă pe care aș putea să o fac eu este să dezvolt adevărata învățătură ortodoxă cu privire la ce înseamnă ortodoxia. Dar nu așa, adică nu vorbim aici despre ce se spune printre noi în legătură cu ortodoxia, ci ceea ce spun mai marii noștri, autorități incontestabil ortodoxe, începând cu cele mai timpurii vremuri ale credinței ortodoxe. Iată, acum, gândul marelui Nicolae Steinhardt, preot ortodox și scriitor vestit, pe tema aceasta. Doar că însușirea de fii ai lui Avraam și ai femeii libere, de primitori ai mesajului divin, de împuterniciți ai răspândirii cuvântului dumnezeiesc, nu este suficientă spre a scuza abaterile grave și a chezășui impunitatea după săvârșirea fără de legilor strigătoare la cer. A chezășui impunitatea înseamnă a fi scutit de pedeapsă. Și apoi continuă preotul mai departe, zadarnice ajung atunci invocarea ascendenților iluștri și titlurilor mărețe. Însemnătate nu are obârșia, oricât de nobilă. Însemnătate și realitate au numai faptele, roadele, trăirea. În limbaj pur pragmatic, Domnul grăsuiește. După roadele lor îi veți cunoaște. Au doar culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Așa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Iar orice pom care nu face roade bune se taie și se aruncă în foc. Încheiat aici citatul preotului Nicolae Steinhardt. Preotul Steinhardt a fost negreșit, un om luminat. Înainte de a îmbrățișa credința ortodoxă, sfinția sa a fost avocat, scriitor, cum se zice, un om cu carte. Aceasta se poate vedea dintr-o ochire, cum zicem noi, numai din ascultarea citatului de mai sus. Și m-am gândit eu că dacă vrem să avem un folos cu atât mai mare din cugetarea aceasta, aș face bine să-l mai diluăm citatul acesta și să-l punem în cuvintele noastre, mai obișnuite. Încep astfel prin a arăta că sfinția sa vorbește aici despre ortodoxii care se socotesc creștini doar așa, pentru că sunt născuți din părinți ortodoxi, căci au obârșia în ortodoxie. Dar când vine vorba despre trăirea lor practică în viața de zi cu zi, nu le pasă deloc să trăiască în sfințenie, ci să vârșesc ceea ce sfinția sa numește ca, fără de legi, strigătoare la cer. Să luăm aminte la ce spune preotul aici despre aceștia. Ne arată că degeaba se mândresc cu numele de ortodoxi, asta nu le folosește la nimic. Realitate, spune preotul mai departe, au numai faptele, roadele, trăirea, nu nașterea din părinți ortodoxi și nici atât botezul pe când era un prunc neștiutor la sânul mamei. Și ca să dovedească mai bine adevărul acesta, preotul Steinhardt repetă întrebarea retorică a lui Isus din Matei, capitolul 7, versetul 16, adică culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Așadar,
Preotul Nicolae Steinhardt ne vorbește aici despre fapte, roade și trăire, nu numai niște forme moarte pe din afară sau moșteniri ale altora. Fapte, roade și trăire nu pot fi niciodată rezultatul unor forme moarte. Numai viața adevărată poate naște viață. Iar dacă mai vorbim și despre viața creștină, atunci trebuie să adăugăm că numai viața lui Iisus poate produce fapte, roade și trăire creștină în noi. Astfel stând lucrurile, se cere să înțelegem cum și pe ce cale poate ajunge un om să-L aibă pe Iisus în inima lui. Pentru că numai în felul acesta poate cineva să facă faptele lui Iisus, să rodească roadele lui Iisus și să trăiască viața lui Iisus. Numai având viața lui Iisus în noi, putem să o trăim și noi în lume. Numai pe calea aceasta putem să avem un folos de pe urma împărtășirii cu cugetările preotului Steinhardt de mai sus. Cum ne putem deci apropia de Dumnezeu? Prin credință. Căci, așa cum citim la Evrei 11:6, fără credință este cu neputință să ne apropiem de Dumnezeu. Haideți acum deci ca, începând cu emisiunea prezentă, să vorbim cu voia și ajutorul lui Dumnezeu despre ce este aceea credință. Căci, așa cum arată preotul Steinhardt, credința în viața acelui care zice că o are se dovedește prin fapte, roade și trăire. Și ca să vă ajut să înțelegem cât de important este să luăm aminte la cele ce urmează în legătură cu credința, am să vă prezint un al doilea motiv deosebit de important. Acesta este un puternic motiv de îngrijorare. De ce? Pentru că, așa cum o să vedem imediat, credința este de două feluri. Este credința lui Dumnezeu, aceea care vine de la El, și a doua este credința demonilor. Sunt extrem de rari creștinii care știu că și dracii cred în Dumnezeu, dar acesta este adevărul, așa cum îl prezintă Scriptura. Dacă deci nu vrei să fii înșelat practicând credința demonilor și nu vrei să ajungi să împarți iadul cu ei, fă bine atunci, iubitul și dragul meu ascultător, și ia aminte la informațiile pe care le voi aduce, căci toate acestea sunt luate din Sfânta Tradiție Ortodoxă și neapărat din fundamentul credinței ortodoxe, care este Sfânta Scriptură. Noi ne vom ocupa acum de credința lui Dumnezeu, care vine de la Dumnezeu și care ne duce la Dumnezeu. Nu știu câți dintre ortodoxii zilelor noastre au cunoștință de Dicționarul de Teologie Ortodoxă. Cine nu știe, află astăzi. Am să vă invit astfel, cu toată căldura inimii mele, să dați cea mai mare atenție uneia din definițiile credinței pe care le dă Dicționarul de Teologie Ortodoxă. Cuvântul dicționar înseamnă, printre altele, o listă conținând cuvinte cheie și interpretarea lor. Dicționarul acesta de teologie ortodoxă nu este o carte oarecare scrisă de fiește cine, ci este opera preotului profesor dr. Ion Bria și este, de asemenea, tipărit cu binecuvântarea preafericitului părinte Teoptist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, publicat de editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, la anul 1994. Vorbind astfel despre credință, iată ce ni se spune în acest document autentic ortodox.
citez: credința este facultatea de a primi revelația divină, de a cunoaște lumea supranaturală, de a trece într-o altă ordine de existență. Credința este o putere de legătură între divin și uman, de unde și afinitatea ei cu religia. Pentru apostolul Pavel, credința este lucrarea harului lui Dumnezeu, care produce în omul căzut starea de mântuire. Credința vine din propovăduire, din mărturia directă a celor ce au văzut cuvântul vieții. Ea nu se inventează. Credința presupune dialogul iubirii, relația personală cu Dumnezeu. Nu este vorba de adeziunea intelectuală la existența lui Dumnezeu, căci în felul acesta chiar și demonii cred. Este vorba aici de acceptarea, prin străpungerea inimii, a făgăduințelor lui Dumnezeu, care se manifestă în prezența lui Hristos, o acceptare care determină nu numai un nou stil de viață, o schimbare a spiritului prin pocăință, ci și destinul pentru eternitate. Încheiem aici definiția credinței luată din Dicționarul de Teologie Ortodoxă. Iubiți ascultători, sunt foarte conștient și eu de faptul că această definiție este destul de încărcată în conținut. Păi, dacă ne gândim că cel care a scris-o este preot, profesor și doctor în teologia ortodoxă, înțelegem că nici nu putea să fie altfel. Astfel că ceea ce am să fac eu acum este să iau citatul acesta mai cu încetinitorul. Adică o să-l explic mai pe înțelesul nostru, atât cât mă pricep și eu. Așadar, prima afirmație din definiția credinței pe care ne-o dă preotul profesor doctor aici vorbește despre aceea că credința este o facultate de a primi. Prin expresia aceasta, facultatea de a primi revelația lui Dumnezeu, ni se arată de fapt calea sau mijlocul prin care se poate primi revelația lui Dumnezeu din cer. Pentru că, vedeți dumneavoastră, revelația asta a Dumnezeului celui sfânt din cer nu se poate primi cu niciunul din mijloacele omului păcătos de pe pământul blestemat. Păi, nu ne dăm seama că aici este vorba despre revelația Creatorului, a toate lucrurilor care se văd și care nu se văd. Aici avem de-a face cu Dumnezeu, descris pe paginile Scripturii ca fiind de 3 ori sfânt și de 7 ori desăvârșit. Cine din neamul lui Adam păcătos și blestemat ar putea să stea înaintea acestui Dumnezeu? Și din pricina asta, pentru că Dumnezeu vroia totuși cu tot din adinsul să avem parte de revelația Lui, a pregătit tot El un mijloc, o cale oarecare, prin care să putem primi revelația făcută de El. Iar mijlocul acesta prin care putem primi revelația Lui Dumnezeu este credința, care vine tot de la Dumnezeul din cer. Căci așa citim la Romani 10 cu versetul 17 despre credință, că vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu din cer. Bun, citim mai departe în Dicționarul de Teologie Ortodoxă despre credință că transformă pe om într-o altă ordine de existență. Păi să vedem, ce este aceea o ordine de existență? Haideți să ne gândim acum la întrebarea pe care o pune preotul Nicolae Steinhardt mai sus citând cuvintele Mântuitorului. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Observați, ordinea de existență a spinilor este să producă spini.
ordinea de existență a mărăcinilor este să producă mărăcini, nu-i așa? Cine a cules vreodată struguri dintre spini? Sau cine a cules vreodată zmochine dintr-o tufă de mărăcini? Nimeni și nici nu se poate așa ceva. De ce? Pentru că există o lege a naturii ca fiecare pom să producă roadele care sunt în el, iar autorul numește legea asta ca fiind ordine de existență. Și după aceeași lege, un păcătos rodește păcate pentru că natura lui este de păcătos. Oriunde înțepa coacul o ființă umană, de la degetul cel mic a piciorului și până în creștetul capului, iese sânge. Și pe cât de plin de sânge este trupul omului, tot atât de plin de păcat este sufletul lui. Dacă am presupune prin legea reducerii la absurd că un om, să zicem, n-ar fi făcut niciodată niciun păcat, el tot păcătos rămâne, tot aceea soartă va avea ca toți ceilalți oameni păcătoși. De ce? Pentru simplul motiv că este născut în aceeași ordine de existență cu întreaga rasă umană care provine din Adam cel păcătos. Sau e la fel ca și cu o pisică. Pisica nu devine pisică pentru că zice miau în momentul în care zice miau, ci ea este pisică și dacă zice miau și dacă, din cine știe ce motiv, n-ar zice miau niciodată în viața ei. De ce rămâne ea pisică fie că zice miau sau nu? Pentru simplul motiv că s-a născut în ordinea de existență a pisicilor. În același fel, ordinea de existență a păcătosului este să rodească păcate, acele păcate grozave despre care vorbea preotul Steinhard mai sus. Omul nu este păcătos pentru că face păcate, să înțelegem bine, nu așa, ci omul face păcate pentru că este păcătos. Ei bine, tocmai aici intervine factorul credință care trece pe omul păcătos într-o altă ordine de existență. Credința mai poate fi comparată foarte bine cu procesul de metamorfoză. Metamorfoza este un proces care schimbă ordinea de existență a unei vietăți. Cel mai cunoscut proces de metamorfoză pentru noi este transformarea omizii aceleia nesuferită care se târăște pe pământ și lasă o dâră lipicioasă și respingătoare la vedere într-un fluture multicolor care zboară lin și mai scos din floare în floare în bătaia razelor luminoase ale soarelui de primăvară. Noi nu ne mai mirăm de astfel de miracole pentru că ne-am prea obișnuit cu ele. Dar nu este asta o taină minunată? Din omida aia care se târa pe pământ și pe care nu știai cum să o colești mai departe, să iasă un fluture din acesta, frumos, care să zboare în înălțimi? Da, dar asta încă e nimic pe lângă ce poate face credința despre care ne vorbește preotul profesor dr. Ion Bria. Credința aceasta, care vine de la Dumnezeu, face dintr-un om posedat de demoni o ființă nouă, de-a dreptul îngerească. Îngerii din cer se uită mirați și nu le vine să-și creadă ochilor ce văd în viața unui om din acesta trecut într-o altă ordine de existență și ce aude din gura unui astfel de om. Pentru că suruieli, înjurături, drăcuieli și blesteme la tot pasul, beții, curvii, furturi, bătăi, înșelăciuni de toate neamurile, toate astea s-au dus și au făcut loc la manifestări
care vin din noua ordine de existență, aceea de creștini. Mai înainte, ordinea de existență de păcătos producea spin și mărăcini, dar acum ordinea de existență de fiu al lui Dumnezeu produce roade lucrate de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Sunt foarte sigur că de data asta putem să înțelegem mult mai bine ce a vrut Părintele Profesor Ion Bria să ne arate că face credința lui Dumnezeu din cer în viața omului păcătos de pe pământ, bineînțeles, numai în aceia care acceptă să fie trecuți în această nouă ordine de existență. Venind înapoi la citatul părintelui Nicolae Steinhardt, putem să înțelegem acum de ce spunea sfinția sa că simpla numire a cuiva că este ortodox nu înseamnă nimic, ci ceea ce face pe cineva ortodox este, citez acum exact cuvintele sfinției sale, însemnătate și realitate au numai faptele, roadele și trăirea. Și am învățat noi apoi din definiția credinței pe care am luat-o de la preotul profesor Ion Bria că singura cale de a ajunge la faptele, roadele și trăirea unui creștin este trecerea păcătosului în ordinea de existență a creștinului, aceea de sfânt, de fiu al lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, vă spuneam eu mai sus, chiar la începutul emisiunii, că starea aceasta de lucru din interiorul ortodoxiei, descrisă de preotul Steinhardt, m-a pus pe gânduri. Și după ce am cugetat mai pendelete asupra acestei stări de lucruri, m-am apucat să le cercetez, tot pendelete, ca să aflu ce lipsește ortodoxiei noastre de azi. Și după ce le-am aflat, mi-am însușit ca o datorie de cea mai mare onoare posibilă înaintea lui Dumnezeu, aceea de a ajuta și pe alții să ajungă la adevărata credință ortodoxă, așa cum o descriu cele mai înalte foruri ortodoxe. Căci fără această credință ortodoxă nu se poate trăi ortodox. Faptele, roadele și trăirea unui creștin nu pot să fie ieșite decât din viața aceluia care are credința așa cum o descrie dicționarul de teologie ortodoxă. Nu vă lăsați înșelați de aceea care vă lasă să trăiți cum vreți, asigurându-vă că vor vârâ ei în cer. Faceți ceea ce ne învață mai marii noștri, dobândiți credința care trece pe om într-o altă ordine de existență, în aceea de sfânt, de fiu al lui Dumnezeu, iar la starea asta se ajunge prin ceea ce învață Iisus Hristos, prin nașterea de sus, așa cum citim la Ioan capitolul 3, versetele 3 și 5, sau cum citim la Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3, versetul 5, prin nașterea cea de a doua și înnoirea cu Duhul Sfânt.